Salut tuturor, eu sunt Lorenzo și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta, după cum v-ați întâlnit, astăzi să ne jucăm, o să începem mai bine spus o serie de Let's Play Minecraft Pocket Edition Survival. Și dacă vreți să continuăm cu această serie sau dacă vreți să facem o serie în așa ceva, nu uita să apăsați butonul de like acolo, să strângem și noi la acest episod peste 60 de like-uri dacă putem și un subscribe ar fi super bun, să ne strângem cât mai repede 900 și hai să dăm drumul la episod. Ok, o să iau acum bonus chestul ăsta. Am un shader, îl aveți în descriere dacă vreți să-l descărcați și voi, ca să fie mai ok survival-ul. Chiar mi-era dor să încep o serie de survival și dacă vă place ideea de survival, nu uitați să apăsați butonul de like acolo, v-am spus. Se vede destul de șmecher și n-am pus niciun seed, efectiv nimica. Pur și simplu am pus de asta bonus chest și atâta. Hai să-mi așez și eu pe aici lucrurile. Deci am aici un X, un X și un pickaxe. Hai să fac și eu repede rost de niște piatră și filmez cu dure cu oră să văd cum filmează asta. Nu știu, n-am filmat niciodată cu el. Poate am auzit că filmează bine, adică nu știu, acum să vedem cum se vede videoclipul și chestii. Și seria asta va fi postată o dată pe săptămână. Ok, am găsit și fier. Gen o dată pe săptămână, gen poate să fie sâmbăta, o dată la o săptămână sau vedem dacă e apreciat, o să pun de 2 ori pe săptămână pentru că nu vreau să iau așa de tare cu survival-ul. Vreau să o las mai chill, că am eu chef așa nebun de survival, mă apuc de filmat și filmez și postez când trebuie de postat. O să pun acest chest jos pentru că n-am rost, n-are rost să-l țin în inventar. Vreau să fac repede și un crafting table. Bă, și chiar am mai jucat de foarte mult timp survival și chiar vreau să joc. Dar mă gândeam, bă, oare să mă apuc de serie, ori să nu mă apuc și am zis că hai, bă, să mă apuc pentru că mai era cineva care îmi spunea prin comentarii, te rog frumos să apuc-te de lumea lui Laur. Nu este lumea lui Laur, este totul diferit, adică va fi un pic mai profesional, pot spune. O să învățați cum să construiți, că nici eu nu sunt foarte așa de, nu sunt bun tare la construit, dar totuși o să vă învăț pentru cei care nu știu, o să vă învăț să construiți. Nu mare lucru, dar vă învăț acolo. Ok, hai că am avut noroc de niște fier. 14 fier. O să dau după videoclip, o să-mi dau game rule keep inventory ca să nu fie nicio problemă. Sper că o să acceptați chestia asta și checkpoint, adică spawn point, mă scuzați. Ok, am găsit și căul aici. Am mai minat eu, mi-am pus fierul la topit. Hai să vă arăt și vouă. Am căutat, poate am zis că poate mai găsesc niște fier, poate mă fac full fier, dar nu am găsit. Hai să mergem sus, să vedeți și voi. Am și 22 de căul. Și nu știu, adică nu vreau să disper foarte tare cu seria asta, dar dacă văd aprecieri, o să postez de 2 ori pe săptămână, atâta maxim. Avem 19 bucăți de fier. Hai să-mi fac și repede o sabie, pentru că trebuie să mă apăr. Un pickaxe neapărat că trebuie să minez, poate găsesc diamante sau ceva. Și așa, acum punem pe asta aici. Topor nu-mi trebuie. Și pot să fac o platoșă, pot spune. Îmi pun platoșa asta pe mine. Așa, frumos. Hai să mai căutăm, poate găsim, nu știu, mai mult fier și să putem să pot să mă fac full fier, nu știu. Întâi vreau să-mi fac niște torțe. Ok, am 5 torțe, dar o să mai trebuiască niște lemn, cred. Okay. Hai să mergem să vedem ce putem face acum. Poate găsim niște diamante sau poate găsim fier, pentru că fier mă interesează acum. Și nu știu, sper să fie lungă tare seria asta, gen că foarte multe episoade și e sezonul 1 și o să urmez mai multe sezoane. Știu că am văzut acolo niște fier, așa că mă duc să-l iau, pentru că am nevoie de fierul ăsta. Frumos. Și dacă o să mă pierd vreodată, o să dau kill și o să mă teleporteze la căsuța noastră sau la locul unde avem noi itemele, pentru că aia nu e o căsuță. Am coborât destul de mult, dar nu mi-a dat, nu am mai găsit fier. Hai să mai mă urc puțin, pentru că știu că este niște fier pe acolo, văzut eu niște fier când am coborât. Și nu știu acum de ce nu dau de el. Așa. Ok. Cred că m-am învârtit în loc, o să dau kill, că deja mă enervează. Bar kill. Așa cum mă enervează. Ok, am pus aici, am 5 fier. Îl pun la prăjit. Hai să-mi iau lemn cât timp se face fierul, dar întâi vreau să-mi fac, nici nu mai pot să mai fac un topor pentru că nu mai am lemn deloc.
Hai să arunc și eu blocurile astea inutile care le-am în inventar și n-am ce face cu ele. Văd că am și cactus, o să facem și plantație de cartofi și de cactus, pentru că asta avem. Și o să facem, cred că, casa în următorul episod, pentru că, na, e destul de greu să faci casa într-un videoclip, în primul videoclip, dar totuși se poate, n-ai de unde să știi. Oricum, am făcut mult, am multă evoluție și, na, nu știu, hai să pun și eu, poate să văd dacă s-a topit fierul ăsta. Haide, uite și pe ultimul, respect. Am 11 fier, mi-aș face și pantalon, dar cred că o să mi-l las pentru unelte, cine știe. Cam asta a fost episodul de astăzi, eu sper că v-a plăcut. Nu uitați de un like, un share și un subscribe dacă vreți să mai continuăm cu această serie de survival. Dați și voi acolo un share la prietenii voștri să vadă cât mai mulți episodul ăsta. Eu v-am pupat și ne vedem data viitoare. Pa, pa, respect!